Fiesta, fiesta, pluma, pluma gay. ¿Pluma? Pluma gay, pluma, pluma, pluma gay. Él es otro, es marica tú, marica yo, marica él, marica. E que marica significa gay, não? Maricón, sim. Maia hi, maia ha, maia ho, maia ha ha. Salut, sunt eu. Un haiduc, tararan, și te rog, iubirea mea primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip, și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, da? Nu mă, nu mă iei! Nu mă, nu mă iei! Nu mă iei. Chipul tău și dragostea din tăi îmi amintesc de ochii tăi. Ne-am lăsat și noi aseară la încărcat astea aici. Am plecat pe la ora 6 și ne-au spus că generatorul merge până la ora 9. Ne-am întors la ora 8, evident generatorul era oprit, dar noi habar n-avem de când fusese oprit. Ideea e că bateria a fost încărcată undeva la vreo, cred că până 60-65%, iar telefoanele foarte, foarte, foarte puțin. But either way, uitați-vă la mine. Here is Tito. Hola. Buenos días. When are we leaving? What hour are we leaving? More or less. To where? No. Oh, from here now. What's the schedule for today? The schedule is to see the giant trees, the canopies. Okay. After breakfast. After breakfast, yeah? Yeah. Ah, okay, perfect. Hai să vedem ce face și prietenii noștri. Wow, Cătălin, dar ce se întâmplă? Nu mă gândeam că ești și tu pe aici. Cred că am venit cu backpack aici. Mamă, deci uite, nu-mi vine să cred exact. Tu cu ce ai venit? Cu barca asta? Nu, cu puiul acela, că acela este mini Pollo Loco. Mini Pollo Loco? Da. A fost ok azi noapte. Cum ai dormit? Ai dormit bine? Frate. Zi. Voi v-a luat somnul instant. Da, am dormit instant, da, instant. Voi v-a luat somnul instant. Dar, pe tine? Și am stat. Din când în când auzeam niște zgomote ciudate din exterior. Așa. Și nu, n-am putut să dorm. Am dormit, cred că pe la ora 1. Mamă, păi ne-am pus ceva pe la 11, ceva de genul ăsta. Stai vreo 2 ore așa, da? De ce? Adică ce? De la insecte, animale, ce dracu? Din când în când mi se părea că se mișcă ceva prin pat pe acolo. Da. Da, în fine, e o experiență drăguță, dar am avut o revelație azi dimineață și mi-am dat seama că ar trebui să marketez eu canalul ăsta al meu, Backpack Your Life, la ceva de genul Urban Traveling at its Finest sau ceva de genul ăsta, pentru că mi se pare că se potrivește mai mult cu stilul meu. Mă simt bine aici, e drăguț, compania e foarte plăcută, locul e ok, dar nu e așa aproape de sufletul meu, adică nu aș putea să stau aici mai mult de, nu știu, azi, mâine, vreau să plec, asta tot de treabă. Dar... e bine, n-am avut probleme cu astmul, mă gândeam că o să am probleme foarte mari cu astmul, îmi pare că nu o să pot să respir, umezeală și alte prostii, but we are good. And 5 tea bags. Wow, tea bags from Prison Break. Măcar avem plasele astea așa pentru țânțari, care sincer să fiu și-au făcut treaba. Somnul a fost foarte bun. Acum problema este că vreau să fac un duș și eu nu am prosop. Și neavând prosop, o să mă șterg cu cearcea folosă sau ce naibie, pentru că oricum eu astăzi plec de aici, deci probabil că nu o să am nevoie de el și dacă aș avea nevoie de alt așternut, probabil că n-ar avea să-mi dea. Am avut noroc cu băiatul ăsta, că mi-a dat un... Ia uite frate, ce-a căzut mă aici de mână? A, mi-a căzut asta de baie. Așa, am avut noroc cu băiatul ăsta, că mi-a dat battery chargerul și o să-mi cumpăr și eu unul. Cum ajung în Lima, gata, îmi cumpăr și eu unul fără discuție. Cam așa e cu dușul aici. Stai. Ce faci, Moșere? E ok, acceptabil, nu mă plâng. Ce faci, șefule, aici? Mamă, uite, căutăm furnici. A, ce facem, mâncăm furinici? Look at this parrot, uitați-vă la papagalul ăsta. Ce faci, mă, nebunule, aici? Băi, nebunule, you also want some breakfast? Come to papa. Look at you. A ver. Așa. Deci avem niște, ce asta, mă, niște portocale, 4 portocale, 2 omlete cu niște pâine și niște unt. Ce ai zis, mă? Ai zis tu opulency? This is opulency here. Ne-au dat 2 omlete la 3 oameni, cred că trebuie să ne batem pe ele.
Auziți, astea sunt momentele în care mi-aduc aminte așa cu Jean de clipurile lui Los LeBlanc și mi-aduc aminte de vilele aia de 5 stele pe unde stai, pe unde mergea prin Indonezia, când ardea pe acolo, prin Bali. Și mă gândesc că, frate, targetul ăla trebuie să fie, acolo trebuie să ajung. Adică YouTube-ul trebuie să meargă atât de bine astfel încât să pot să-mi permit și o chestie aia. Nu omleta asta făcută în paint. What they did, they da, mami. Talked to the church, and the church, da, mamica. The church, the priest, da, fetiță, ce vrei? In their on Sunday, pisicuța mică. Let's try and see if this cat will eat bread. She ate, she ate the fucking bread. Look at her. She eats everything. Look at her, like she not eating, she's like devouring the bread. Look, look, look. With butter also. It's better. Mira, amor, escuchi. Nah. What the fuck are you doing? Wait. Wait, wait. Ah! Dacă ieri vremea a fost bună cu noi, și azi e bună, doar că e foarte călduroasă. Homer, prietenul nostru israelit, s-a dus să pescuiască. Sunt foarte interesate discuțiile cu el și chiar mă gândeam asta și vreau cu Cătă. Era foarte interesant să fim aici în cabana asta, noi doi, el și Vlad. Steiner. Da? Vlad Steiner. Asta ar fi fost super tare. Pentru că chiar i-a scris lui Vlad, i-a zis, bă, suntem aici cu un tip care a fost în armată, nu știu ce, 6 ani de zile și face, mamă, dacă eram eu acolo ce îi ziceam lui ăla, făcea Vlad. Și cred că ăla, nu știu, poate să, nu știu, să-l mănânce pe Vlad la micul dejun, ceva de genul ăsta, că a făcut 6 ani de armată până la 25 de ani. Cum făceam, mă? Ce chema pisici, nu? Da, da, da. Chema pisici mai devreme. Pentru că pisicile nu știu că sunt native de aici, din Amazon. Da, te-ai spulat, mă. Ce-a făcut? L-a semnat? Ce mai probabil plec cu tine? Păi apune să ne întrebăm exact ce facem. Ce? Pentru... cât vine? 125 de sole, cât am mai fi. Nu, dar dacă vrei, nu, dacă ai presmene să și luăm cerul bani înapoi la ăla. E, na. Păi da, putem să mergem. De ce? Îi spune, frate, uite, îți fac reclamă pe net, spun ăsta pe YouTube și asta e. Zic, dă-mi 100 de sole înapoi și asta e. Dacă vrei, putem să facem asta. Eu îl înțeleg pe Cătă, are dreptate aici pe partea asta, pe de-o parte. Are dreptate pentru că ne-au spus niște chestii care nu se întâmplă în călătoria asta. Dar... din alt punct de vedere, nu știu, cred că am fost și puțin norocoși, pentru că anumite chestii le-am văzut. Mie, de exemplu, eu privesc din alt punct de vedere treaba asta. Privesc din punct de vedere a persoanei căreia nu-i place lipsa de confort. Și aici eu nu am confort, nu mă simt eu bine, nu-mi place mie, dar asta nu e vina lor, asta este vina mea. Și sincer să fiu, nici măcar n-aș putea să dau vina pe ghid pentru experiența asta, oarecum așa, între. Pentru că el săracu, uite, nu știu ce face, stă lângă un pom care e lângă o casă. Da. Ghidul ăsta vede cum ascultă într-un pom și în partea cealaltă trece un om cu materiale de construcție, vezi? Aici da. Suntem pe un drum. Hola. Hola. Suntem pe un drum public până la urmă. Public? Aici. Păi da, asta e DN-ul cum ar veni. De fapt, suntem chiar la o intersecție, vezi? Ca să vă explic așa repede cam cum stau lucrurile, fără să intrăm mult în detalii, sunt două tipuri de agenții de turism aici. Asta că s-a oprit tu. Așa, sunt... sunt două tipuri de agenții de turism. Sunt agenții de turism ca cea pe care am contractat-o noi, care sunt... low budget, scamish, așa, more or less, pentru care probabil că scopul principal este să măcar să ajungi să vezi jungla, să intri în junglă și să poți și să plătești cât mai puțin. După cum v-a zis și Cătă, prețul pe care l-am plătit noi nu a fost în niciun caz mare, dar putea să fie mult, ceva mai mic, putea să fie cu 25% măcar mai mic, cel puțin. Și asta probabil că ar fi trebuit să negociem. Și până mai sta agențiile super genuine, care sunt scumpe. Am găsit pomul cel mare. Asta. Pomul cel mare și înalt, nu? Spune-ne ce căutăm, dacă tot te plimbi. Da, acum. Căutăm un pom foarte mare de care ne-a, nu știu, despre care ne spune de vreo, nu știu, de ieri, ne zice. Am mai tăiat ceva, stai puțin. Așa. Pot să consider experiența asta un scam? Că tot o consideră scam. Eu nu o consider scam, o consider o experiență dezamăgitoare, aș putea zice. Motivul pentru care consider eu scam, dacă pot spune așa, este pentru că mi s-a explicat că voi vedea anumite lucruri. Și tipul ăsta, ghidul, mi-a spus că parte, mare parte din lucrurile alea nu se găsesc aici. Adică, efectiv, sunt într-o cu totul și cu totul altă zona junglei. Uite, bă, asta ce e? O iurtă? A, nu mă, sunt niște... De-aia e ăsta lemnele. Da, să le pun aici, exact. Uite, și te sui pe scărița asta sus, așa. Aici se te sui sus, mă? Se arde cine?
răcitoarele. Adică ce, fac sex? Se ard? Nu mă, e mare asta, mă, ce ai? Uite-te și tu alea cât e. Sorry? Water up there? Yeah, you can see it. Batman. Batman? Yeah. A, uite mă, liliac, vine să vezi liliac aici. Uite, bat. Da. I have a bat in my garage. Not Batman, bat. Simply bat. După vreo o oră de jumate de mers, nici nu știu cât am mers, am ajuns la pomul cel mare. What kind of tree is this? Acacia. Ceiba one. Ceibaua? Ceiba. Ok. How old is it? Giant paper tree. How old? Do you have any idea? 350 years old. Boș. Da, ăsta e mare de tot. And look, look. There's a T. It's from your name, Tito. Look here, there's a T. No, it's from tree. Tree. Așa arătăm. Nu știu care e părerea ta, dar mie mi se pare absolut oribil să mă simt transpirat, plin de păianjeni, în halul ăsta, cu tricoul ăsta lung pe mine, pantaloni ăștia lungi și în cizmele astea. Tu cum te simți? Eu înțeleg că așa te simți în junglă. Dar mi-e cald, na, ce zic, nu mă simt bine, dar asta e jungla. Ai putea să stai așa o săptămână aici? Așa nu. Vă știi ce mă amuză? Că mai scrie câte unul. Spune-mi și mie, te rog, Instagram-ul tău nu e trecut în descriere. Coaie, și e trecut în descriere. Adică, explică și mie, mă filmezi? Da. Atunci nu pot să întreb asta. De ce întreabă? Nu. De ce mă întreabă? Secreto? Nu. Vreau să întreb un secret. În secret? Da, cred că asta este cea mai interesantă activitate pe care o putem face aici în lodge-ul ăsta. Să ne balansăm așa, exact ca niște copii. Dacă ne balansăm așa, se simte că ar fi puțin mai răcoare. Chestie care nu e adevărat, e o simplă senzație. Dar măcar nu se simte atât de cald. Măcar. Bă, chiar îmi pare rău că am plecat. Cât a rămas acolo, o să vină aproape mâine, că o să ne vedem la aeroport. Dar ce se întâmplă? Dar cine e aici? Nu se dar poate. Ce avem noi aici? Dar ce avem noi aici? Da, ne-am decis până la urmă să ne întoarcem. De ce te-ai decis să pleci tu, Cătă? Cred că am mai spus și pe vlogul meu și pe vlogul tău, pentru că am fost mințit. Și acum suntem și plicti. Sit. Cătă zâmbește. Eu n-am închis vlogul din junglă, știi? Că trebuia să închid ultimul vlog, adică ăla de... Când a fost? Ultimul vlog. Ala, ce-am filmat din junglă, da, nu l-am închis. Și am zis că trebuie să-l închid undeva. Și de o să-l închid aici. Tot într-un fel de junglă aici. Tot într-un fel de junglă urbană. Da. Am aterizat în Lima acum vreo, nu știu, 10 minute, ceva de genul ăsta. Sunt fericit din nou să mă aflu aici. Pur și simplu, experiența cu Iquitos a fost una îndoielnică, contrar așteptărilor mele. O să vorbim mai mult despre treaba asta în vlogul de final, înainte de plecarea lui Cătă. Pentru momentul ăsta vreau să vă zic că am ajuns în Lima, totul e ok. Am petrecut ceva mai mult timp decât ar fi trebuit în Iquitos, dar până la urmă asta e. Pe final, nu uitați să intrați și pe contul meu de Instagram catalin_backpackyourlife și să vizitați și vlogurile făcute de acest fine. Nu, dar e fine. Roate roturi. Și vreau să mai adaug, cum a spus și Cătălin, s-a ridicat de vreo 10 minute pentru că el s-a ridicat de pe scaun instant cum am ajuns pe pistă, că e mai frumos în picioare.